Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am un nou joc pentru voi, un joc de care știu sigur că o să vă placă. Jocul se numește Crash Club Drive and Smash City și este foarte tare, cel puțin mie îmi place foarte mult. Dar nu vreau să stau acum să vă explic cum este jocul și care este treaba, cel mai bine ar fi să urmăriți niște gameplay și să vă faceți o idee mult mai bună asupra jocului, așa că vizionare plăcută! Acesta este meniul jocului, nimic complicat, aici sunt mașinile mele pe care le am, evident că am doar una pentru că de-abia am început să joc. În partea dreaptă magazinul, nu am bani, nu am ce să cumpăr, îmi pare rău. Aceasta este mașina, verde, simpatică, haideți să intrăm în joc și să vedem care este treaba acolo. Iată, acestea sunt premiile pentru locul 1, locul 2 sau locul 3, nu cred că o să prind niciunul dintre ele, dar haideți să vedem, se conectează acum. Conexiunea se face destul de greu, dar odată ce se face, jocul pornește foarte, foarte bine, nu este lag deloc. Și iată-mă aici pe stradă. Trebuie să găsesc un garaj unde să-mi pun și eu ceva arme pe mașină. Dar nu știu exact unde e garajul acela. Să sperăm că mai și ajung până la garaj, să nu mă bubuie vreo unul, cum încearcă acum. Asta e partea bună, că poți să mergi prin curțile oamenilor, poți să distrugi copaci, toată ideea e să faci cât mai multă pagubă pentru a primi unii tokeni care te ajută să îți îmbunătățești mașina sau să-ți pui arme diferite pe mașină. Iată, garajul acesta este și mai întâi trebuie să-mi repar mașina, doar de atât am bani acum, aveam un singur token după cum ați văzut, în stânga sus vă arată câți tokeni aveți în dreptul numelui. Și acum trebuie să mai fac niște stricăciuni și să sper că nu mă bubuie cineva până pot să-mi pun și eu ceva arme pe mașină. Dar nu cred că o să mai am ocazia asta. Iată că am făcut un token, dar haideți să vedem unde e garajul. Nu mai știu unde e garajul. Parcă am mai fost pe aici, dar nu cred că nu e distrugere. Ar trebui să distrug și eu copacii ăștia și eu garajul. Ok, deci nu mai repar mașina, o să pun un blaster și haideți să vedem să omorâm și noi pe cineva. Adică să omorâm o mașină, doar nu e un joc violent, Doamne ferește. Uite un garaj când nu ai nevoie de el. Și nu cred că e o idee bună să sar în apă cu mașina. A intrat și băiatul ăla în garaj, stai să-l bubuim pe ăsta. Dar a intrat și el în garaj. Poate pe ăsta. Stai așa, prietene. Nu! Și el a intrat în garaj. Ok, ar trebui să găsim unul mai departe de garaj. Cum ar fi ăsta. Dar sunt doi băieți care se băteau aici. Sper să nu mă bat amândoi pe mine. Haideți să vedem dacă reușim și eu să distrug unul. Și da, l-am distrus pe ăsta. Și ar trebui să fug cât mai repede de aici. Și să ajung la garajul ăsta. Poate mai și intru în garaj. Aia e. Stai să vedem. Să repar mașina și rachete. Ok. Avem și mașina reparată, avem și rachete. Altă viață. Haideți să mai bubuim pe cineva. Controlul jocului este foarte, foarte bun. Trebuie să dați stânga-dreapta pe ecran și mașina se descurcă destul de bine să facă curba. Cu toate că uneori este foarte greu să te întorci. Nu știu dacă ați văzut mai devreme. Mi-a fost foarte greu să mă întorc, dar haideți să-l bubuim pe ăsta până una alta. Ăștia cred că se băteau unii cu alții. Am intervenit și eu aici ca musca în lapte, dar asta e. Cine dă lovitura de grație, ăla distruge mașina, ăla face multe puncte. Și nu cred că reușesc eu să-l distrug pe băiatul ăla, care a și fugit între timp. În partea din dreapta vedeți armele pe care le avem și cât sunt de încărcate, cred, asta nu știu sigur. Zap Cannon. Haideți să vedem. Avem și un tun. Altă viață, să omorâm 2-3 palmieri, palmierii lui Mazăre, pe mijlocul străzii. Și am plecat de pe bulevard. Să vedem pe aici, pe străzile lăturalnice. Peste cine dăm? Peste băiatul ăsta dăm, pe care să-l bubui, sper.
Nu știu ce înseamnă încă numărul ăla și l-am bubuit. Bine așa. Oh yeah. Să mai distrugem câte ceva. Am primit un token, să fie primit. Uite un garaj aici. Haideți să vedem dacă avem nevoie de reparație la mașină. Încerca și băiatul ăla să... Nu, nu avem nevoie de reparație. Așa că haideți să mai căutăm victime. Din nou, palmierii lui Mazăre sunt în fața mea, așa că o să-i distrug. Stai. Stai așa. Ai tras și ai fugit. Ai fugit bine că nu te mai prind. Dar iată alt băiat aici. Ăsta nu e ăla cu care m-am întâlnit la garaj. Cred că el e. Și are mașina varză. Ai, prietene, încă un pic. Încă un pic. Nu! Cred că a bubuit. Ok, blaster. Și să mergem mai departe. Totuși suntem ultimii în clasament, dar de bine am apucat să jucăm în această lume. Cred că băieții aia joacă de mult mai mult timp. Haideți să găsim următoarea victimă. Vedeți, avem și 2 tokeni care îi putem folosi în garaj. Dar până una alta, haideți să găsim o victimă. Din nou, peste palmierii lui Mazăre. Episodul acesta ar trebui să se cheme Nick peste palmierii lui Mazăre. Ar fi un titlu foarte bun, nu? Ar fi un titlu extraordinar, dar nicio mașină pe aici. Sper să mai găsesc pe cineva să bubui, acum că am foarte multe arme. Sunt toate încărcate, sunt toate pregătite, dar din păcate nu găsesc pe nimeni. Haideți să vedem pe străduța asta. Da, și când am și o mașină variată, tot așa merg pe străduțe, sper să nu fie nimeni. Și mai e câte unul ca ăsta. Poate găsim și noi pe cineva până la urmă. Sper să găsim pe cineva. E pustiu pe aici. Iată niște urme pe aici. Să vedem. Da, sunt 2 băieți în spatele meu. Pe unul l-am bubuit. Nu știu dacă eu. Dar cineva încearcă să mă bubuie pe mine, ceea ce nu e prea cool. De ce dai, mă? Și m-a avariat cam bine băiatul ăsta. Sper să mă și găsesc undeva să-mi repar mașina, da. Haideți să vedem, să reparăm mașina. Zap Cannon. Nu vreau turbo încă. Și iată un taxi aici care a intrat, l-a reparat. Chiar avea nevoie. Ok. Niște pompe de benzină, să vedem ce se întâmplă dacă fac asta. Se întâmplă că îmi dă foarte multe puncte, ceea ce este bine. Haideți să vedem. Băiatul ăsta are ceva probleme cu mine. Sper să-l omor până la urmă. Și s-a zis cu el. A rămas doar scrum din el. Bine așa, băieți. Avansăm în clasament. Nu știu pentru cât timp, că la cum arată treaba, o să mă bubuie primul care mă prinde. Sper să ajung undeva cu mașina asta, până la garaj, cu toate că sunt mici șansele, vă spun de acum. Unde fi garajul? Asta e întrebarea. Și iată garajul, am ajuns cu mașina în flăcări, dar repară mașina, te rog. Hai și turbo, pentru că avem mulți tokeni. Să vedem acum peste cine dăm. Să încercăm să-l omorâm pe ăsta. Hai, prietene, mori. Bătălia este cruntă. Să vedem cine supraviețuiește. Sigur nu eu. Și m-a bubuit băiatul ăsta. Nu mai avea nici el mult, dar a câștigat în fața mea. Totuși, 904 puncte, acestea sunt mașinile pe care le-am distrus. Una peste alta a fost o tură destul de bună. Una peste alta, jocul ăsta mi se pare foarte tare, după cum v-am spus de atâtea ori. Este un joc foarte distractiv, este un joc care se repetă foarte, foarte greu pentru că joci cu alți oameni și mereu se întâmplă alte lucruri
Din păcate, în momentul de față nu poți să te loghezi cu Facebook-ul și nici măcar nu poți să joci cu prietenii tăi. Era mișto dacă puteai să faci o hartă doar cu prietenii tăi și să vă bubuiți unul pe altul, dar probabil va urma și asta. V-aș sugera să încercați jocul ăsta pentru că chiar este foarte tare. Ca de obicei, am lăsat primul link din descriere pentru joc. Este disponibil atât pe Android cât și pe iOS, la prețul meu preferat, 0 bani, 0 lei. Mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut filmulețul, dacă e așa, nu uitați să vă abonați și pentru alte filmulețe și aveți acum pe ecran și alte filmulețe care s-ar putea să vă placă, dați click pe unul dintre ele și uitați-vă la el. Până data viitoare, numai bine prieteni și distracție plăcută dacă descărcați jocul. Pa, pa!